Vești proaste pentru turiștii care merg în Barcelona. Nu se vor mai închiria apartamente pe termen scurt, începând cu 2028. Moartea Airbnb, efectiv, pentru că primarul Colboni e pus pe fapte mari și vrea să anuleze până în 2028 licențele celor peste 10.000 de apartamente care se închiriază în Barcelona, una dintre cele mai vizitate destinații din Spania. Așa că cine vrea să viziteze Sagrada, să caște ochii și gura pe Rambla sau să bea o limonadă în parcul Güell, cel mai probabil va trebui să opteze pentru ofertele hotelierilor, care clar vor avea prețuri mai crescute decât apartamentele care se închiriau până acum. De ce nu mă contesta? Pe contesta mea idime! Și vă zic și de ce prețurile e foarte posibil să fie ridicate, fiindcă gândiți-vă că pe lângă faptul că vor dispărea practic 10.000 de unități de cazare, alte hoteluri noi nu s-au mai construit. Pentru că deschiderea de noi hoteluri în zonele cele mai populare ale orașului a fost interzisă de un partid de extremă stângă care guverna Barcelona între 2015 și 2023. Totuși, primarul Colboni se gândește să revizuiască această decizie, fiindcă pe lângă prețuri ridicate va crește și presiunea pe hotelieri, dar practic și economia va avea de suferit. Cum justifică autoritățile această decizie drastică care afectează și pe turiști, dar și pe proprietari? Faptul că a existat un boom al închirierilor pe termen scurt în Barcelona înseamnă că unii locuitori nu își pot permite un apartament după ce chiriile au crescut cu 68% în ultimii 10 ani, iar costul de cumpărare a unei case a crescut cu 38%. Iar cele 10.000 de apartamente vor fi folosite de către rezidenții orașului sau vor ieși pe piața de imobiliare la vânzare sau închiriere. Mulți se tem că această decizie va duce la sărăcie, șomaj sau închirieri ilegale. Dar administrația locală din Barcelona a declarat că va inspecta puternic și va menține un ochi vigilent asupra apartamentelor care se vor închiria în oraș.